Hei, salut, prieteni! Am plecat și de acasă. Mă duc pe jos până acasă la mama, pentru că Fabia e la Horia, că a fost plecat în weekend în Delta cu ea. Și mă o să o iau pentru că am o grămadă de treabă astăzi. Vorbim când mă pun în mașină. Gata, mi-am făcut rost de mașina din nou. Mă duc la coasta de est acum să recuperez BMW-ul de acolo. Am vrut să mai bag un aditiv la ulei, un tratament, și nu a putut să-l comande atunci. A venit abia astăzi și am primit pe Facebook că l-au pus. Și mă duc să iau de acolo, cu tot cu jantele alea noi, pe care voi încerca să le vopsesc. Nu știu exact în ce culoare, nu știu cum, nu știu când vor fi gata, sper că cât mai repede. Dar astăzi mergem să vedem cum vopsesc jantele, ce culoare le fac și când sunt gata. Și pentru că sunt singur, voi lăsa Fabia acolo și voi lua BMW-ul și să văd când recuperez, când recuperez Fabia de acolo. Să mă aștepte cineva Horia, nu știu, ca barna. Păi tu de-astea îmi pui cu Honda? Stai mă puțin, păi cum adică? Bine, păi E90 să știi că n-am acceptat, am încercat să mă împărlege, n-am acceptat. Că iau un break de vopsea și vopsesc Honda aia. Ia uite mă ce îmi face, strică bunătate de BMW cu Honda aia acolo. Hai să se fapă tu, mă gândeam, stădeam să mă gândesc acum, că s-o ador așa puțin. Cum se aude și nebun? Cu numărul ăla zici că... Când pui numărul... Doar de închidere vorbim? Da. Cum se aude? Credeam că și în mers vibrează. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Dar cum se aude când închizi? Când ai suportul de număr, zdrâncă-ne de... zici că... Zdrâncă-ne tot ăsta de număr. Numărul la subwoofer. Da, păi da. Vezi, a avut gândite de-astea, distanțiere. Că-s da. Care n-au, vine direct pe tablă. Da. Te vați pe mine? Nu, dai. Am văzut aproape să zic să nu tragi tare de el. Nu, în general se lipește super bine. Păi da, trebuie să fie, pe ce lipește, să fie aceeași, să fie temperatură, aceeași temperatură ca colantul. Apropo de coasta de est, pentru că tocmai am plecat de la ei, dacă nu știți de concursul pe care îl organizez cu ei sau nu v-ați înscris deja, o să vă las un link aici în colț de la video în care am anunțat concursul, să vă uitați să ascultați exact toate detaliile și ce premii se dau și să puteți să vă înscrieți dacă vă interesează. Gata, am luat BMW-ul, mergem să vorbim cu băiatul care va vopsi jantele care sunt aici în spate, dacă auziți un zgomot ciudat, sunt jantele care se ciocnesc între ele. Facem un mic car vlog așa din BMW. Acum BMW-ul este aproape în stare perfectă. Dacă îi pun și jantele și cauciucurile de iarnă, e perfect. Am mai stat la băieți pentru că uitaseră să-mi pună filtrul de habitaclu, filtrul de aer de habitaclu, și am mai stat un pic să mi-l pună. Mi-au pus și niște suporturi cu coasta de est și un sticker cu coasta de est acolo pe lateral. Deci cam asta, în rest mașina merge perfect, nu mai are nicio chestie de făcut de ordin tehnic. Ar mai fi ceva, ar trebui să-i pun blocant ca să pot să mă învârt cu ea mai lejer, dar să mă învârt, nu mai lejer. Dar nu am găsit ceva care să nu fie extraordinar de scump, am găsit numai la 4-500 spre 800 de euro blocant, ceea ce este absolut enorm. Mai bine iau un diferențial normal, îl sudez și când vreau să mă duc la coastă, îl schimb. Da, cam atât a fost cu mersul.
cum e cu stacul. N-are sens să fac car vlog din astfel de trafic, așa că ne vedem când voi ajunge mai încolo. E sigur că îl vei deschis? Cred că e mai mișto așa. E și e o logic, culoare mai da, specială. E complementar, dar poți să pui auriu. Merge auriu, știi? Ce frumos ce are perlă are în ea. Poți să-l bag, poți să fac cum vrei. Uite, și-am dat eu în asta. Să vedem cât de rezistent e. După cum arată, cred că ai dat ca lumea. Bombardă cum, frate. Trec mașina peste ele. Bopseu, ești mecheră. Vezi, ca să scoți finish-uri de genul, trebuie o suprafață cromată. Nu poți să dai din bopsea să o faci. Vezi efectul de candy. Uite cum e candy ăsta, translucit. Vezi? Un fel de translucit. Înțelegi ce zic? Ăsta nu-l poți face efectiv din... Da. Și ăsta e frumos. Un loc transparent cu ceva metal. Lipurici. Da. Hai să vedem pe asta. Subaru Gold. Da, asta în funcție de lumină da, se vede altfel, da. Nu mai bine. Și ea, ce mai ai pe... Mai tema asta? Dark Bronze. Uite asta. Crezi că e mai ok? E undeva între? Între Subaru și... Nu? Eu îl văd deschis. Uite asta. Fii atent aici. Sunt niște pigmenți pe care i-am adus. Da. Să vede. Dacă nu puneam lumina pe aici, sunt, e negru. Da, nu se văd. Așa e și ăla, și bronzul ăla. Cred că e bun. Hai să facem bronzul ăla, e calm, e liniștit, dar... Bronzul ăla închis? Deci ne-am hotărât la bronzul ăla. Unde e bronzul ăla? Ăsta, cam așa. Acum, mă rog, acum nu se vede foarte ok în lumina asta, dar cam asta o să fie culoarea. Las jantele aici. Uite-le aici. Și o să mă întorc după ele după ce se întorc de la sablat, nu? Două zile se duc la sablat și după aia ne întoarcem să vedem cum se vopsesc și apoi încă o zi și le punem pe mașină. Și astea sunt de Harley, ai zis, nu? Da. Și-s gata sablate, pregătite de... Sablate, urmează pregătirea. Urmează pregătirea, da. Corect. Da. Și le pesc suprafața care e sablată. Până la nivel de... Și ăsta e cadrul de la aceeași, de aceeași motor? Da. Or fi gata când vine după jante? Hai că le vedem atunci. Nu vreau să-mi spui ce culoare le faci, că le vedem atunci. Asta jante ca asta, mi-a făcută dintr-o jante de mașină. Da? Da. Atât de lată, nu? Da, da. Asta vor fi spărat complet, o să le vezi gata făcută. Chiar avea și să le văd asta. Să văd cum arată. Niște jante de Lada. Să vă arăt eu Lada afară imediat, e foarte tare. Ia. Yeah. Asta e pe spate, da. Cât de tare. 250 pe 13. Bă, atât tare. Cum era, fără roți nu poți, nu? Foarte tare. Și se potrivesc la fix stilul ăsta de roți pe Lada aia. Hai să vă arăt Honda. Honda, doamne. Lada. Ia uite. Și cu jantele alea să fie bestială. Foarte tare. Am mai văzut eu Honda de-astea, doamne. Lăzi de-astea pe la ruși. Sunt super, super șmechere. Păcat că e super întuneric. Gata, am lăsat jantele. Nu știu dacă v-ați dat seama, cei care sunteți în lumea asta auto, cred că v-ați dat seama. Am lăsat jantele la Pack Racing. O să le fac culoarea bronz pe care v-am arătat-o înăuntru. Și o să plece jantele la sablat mâine și probabil o să întoarcă poimâine sau răspoimâine. Și undeva pe joi, vineri, o să ne reîntoarcem acolo, să înceapă să le vopsească, adică o să le pregătească. Și o să merg acolo să filmez când le vopsește. O să vorbim mai multe și o să le și punem pe mașină cu cauciucurile pe care le-am cumpărat acum ceva zile, ca să fie pregătită complet de ea. Cam asta, acum aștept pe Ana să mergem până la magazin ca să mai cumpărăm una alta și ne vedem sus. Bun, și cam atât pentru astăzi, am făcut și noi niște cumpărături. O să încerc să editez video-ul ăsta cât pot de repede și vom încerca să mergem la sală. Nu știu dacă o să ne și iasă, dar cel puțin o să încercăm. Abia aștept să văd cum ies jantele și abia aștept să ajung la 100.000 de abonați. Sper să pot să ajung anul ăsta la 100.000 de abonați, pentru că la 100.000 de abonați vreau să fac un burnout cu BMW-ul, pe care îl voi filma în momentul în care schimb jantele, iar voi îl veți vedea în momentul în care ating suma de 100.000 de abonați. Așa că dacă vreți să ajutați chestia asta, un like, un comment și mai ales un share ajută super mult. Nu uitați de concursuri, pentru că
cred că în vreo săptămână se termină, atât pentru camera asta 360, cât și pentru premiile de la Costa d'Est. Și odată ce se termină concursurile astea, mai am în minte câteva concursuri cu premii destul de interesante pentru voi, zic eu. Așa că merită să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări, să fiți primii care se uită la videouri. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vă adiți prietenii voștri și ne vedem mâine.